Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi o să deschid un... Dacă se aude ceva zgomete din partea aia sau aia, nu le fac eu sau ceva de genul. Deci, haideți să o deschidem. Scrie pe ea Mystery Box. Așa. Am dat în jur de vreo 40 de lei. Cam așa. Am aici și site-ul. Scuzați-mă că tușesc așa. Haideți să deschidem. Nu ne trebuie. Deci o să arăt. Oh, shit. Cu ce să începem de aici? Hai că vă arăt. Aici o pereche de căști, pare să fie folosit. Așa. Pereche de ochelari. Nu stă bine cu ei. Un carnețel. Nu scrie nimic. Așa. Un fluier. Poate s-o trăvite, dracu. Așa. Avem aici un fluier. O să îl bag peste vreo câteva minute în calculator să văd ce îi. Bă, dar n-am ce chestia asta. Dacă știți ce chestia asta, scrieți. Cred că știu. Chestia din aia care încarcă 4 telefoane. De ce m-or trimis o chestie din asta, robot, dracu, știe? Habar n-am. Avem aici 11. Miroase destul de mult, hai? Mirosiți și voi. De ce m-or băgat? O cartelă și are numărul de telefon 0739452673. Aici un cablu, un încărcător. Chiar aveam nevoie de un încărcător, ca a meu mi s-a stricat. Altceva ce mai avem, un fidget spinner. Avem aici
am și o chestie din asta. Să punem pe carnețel. Să vedem dacă este. Cam așa arată. Are aici ceva. Ce mai avem noi pe aici? Atâta conține și mystery box-ul. Acesta. Care nu îl folosește pentru nimic. Ce să fac eu cu mystery box-ul așa? O dracu. Da, deci n-am ce fac. Îl aruncăm. Ca și spray-ul. Prieteni, dacă da, băi, nu taci, copile. Da. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, Ionuț Andrei 207. La revedere!